Isaac și mult iubite Părinte Duhovnic Dumitru. Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioasă Părinte Stareț, Preacucernice Părinte Director, Preacucernici Părinți, stimate Domnule Primar, stimate oficialități și care au fost și care au rămas, dragă Domnule Doctor și Teolog Silviu, dragi oaspeți și invitați, iubiți credincioși, dragi tineri și dragi copilași. Zi de mare bucurie astăzi pentru întreaga comunitate din Fundădura, dar nu numai. Și aș vrea să mă raportez în gândul meu de mulțumire de astăzi, tot plecând de la Evanghelia zilei, la ultima parte, ultimul verset, care zice așa. Așa se întâmplă celui care adună sieș și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Noi astăzi n-am adunat bogății materiale și nu ne-am mărit hambarele, dar de un lucru sunt sigur. Și anume, acela că ne-am îmbogățit în Dumnezeu. Pentru că îmbogățirea în Dumnezeu înseamnă îmbogățirea sufletului nostru, înseamnă căpătarea, dacă vreți, a unor calități duhovnicești extraordinare, până la urmă a darurilor Duhului Sfânt, care în biserică, prin rugăciune, prin post, prin efort duhovnicesc, rodesc bucurie, pace, blândețe, curăție, credință, facere de bine. Acestea le-am trăit noi astăzi, dragii mei, în biserică, prin rugăciune, prin slujire, împreună, am trăit bucurie, am trăit blândețe, blândețea Părintelui, am trăit înfrânare, am fost atent la cât a fost de cuminți astăzi la biserică, am trăit până la urmă credința noastră, așa cum este ea, curată, pură și ziditoare pentru suflet. Atunci când ne îmbogățim în Dumnezeu, este ceva care ne așează în această îmbogățire și anume recunoștința. Se cuvine să-i mulțumim și să fim recunoscători în primul rând lui Dumnezeu. Și am putea spune toți într-un glas, dar zic numai eu. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate. Tudor Arghezi zicea într-o poezie: îți mulțumesc, Doamne, când ți-am cerut ceva. Fie că ai zis nu, fie că ai zis da. Noi mulțumim lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, pentru viață, pentru sănătate și pentru toate binefacerile pe care le revarsă asupra noastră. Iar astăzi îi mulțumim pentru această zi binecuvântată pe care am trăit-o împreună. Și nu întâmplător, și vă zic și de ce nu întâmplător, și nu întâmplător ne-am îmbogățit astăzi în Dumnezeu. Pentru că omul, atunci când se îmbogățește în Dumnezeu, lasă ceva în urma lui. Lasă moștenire, lasă urmași. Prin îmbogățirea în Dumnezeu devii părinte și devii fiu. Părintele Dumitru, din îngăduința și din voia înaltă a Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, a fost astăzi împreună cu noi. Este împreună cu noi. Părintele Dumitru a venit astăzi la noi ca la fiii săi. Și mă uitam în altar și mi-am dat seama că aproape toți suntem fii duhovnicești ai Părintelui Dumitru. Iar mai apoi m-am gândit că, de fapt, toți din biserică sunteți fii duhovnicești ai Părintelui Dumitru, indirect prin noi. Pentru că dumneavoastră sunteți fiii noștri duhovnicești și noi, mai departe, suntem fiii Părintelui. Deci astăzi, Părintele a venit la Fundătura ca la fiii săi, a venit ca acasă, ca să ne povățuiască și să ne verifice, în același timp, zic, dacă umblăm, așa cum s-a citit în Apostolul de astăzi, ca fii ai Luminii. Și cred că Părintele Dumitru aceasta ne spune astăzi.
în fiecare zi umblați ca și fii ai luminii. Părinte, vă mulțumesc din suflet pentru că ați răspuns pozitiv la chemarea pe care ne-ați făcut-o. Am avut emoții și că o să răspundeți nu și că o să răspundeți da. Însă am primit încurajare puternică și am să vă zic și când. Când Părintele și-a sărbătorit ocrotitorul pe Sfântul Dumitru, am primit o carte de la Părintele, iar titlul era așa, Se roagă Dumnezeu, și am deschis-o. Și am fost curios să văd unde se deschide. Plecam de la Părintele cu gândul că oare va veni sau nu va veni la noi la cam. Va putea sau nu va putea. Și ochii mi-au sărit pe un verset pe care Părintele l-a așezat acolo. Un verset biblic. Cuvintele Mântuitorului până la urmă pe care le spune către Dumnezeu Tatăl. Înainte de a-L învia pe Lazar. Și zice așa Mântuitorul și zic și eu. Mulțumesc, Părinte, pentru că m-ai ascultat. Eu știu că totdeauna. Că tu întotdeauna mă asculți. Îi mulțumim Părintelui pentru că ne-a ascultat rugămintea de a fi în mijlocul nostru astăzi. Când, iată, în avans sărbătorim pe cea care o protejește biserica noastră și întreaga comunitate din fundătura. Părinte, vă mulțumim din suflet încă o dată și mulțumim tuturor celor care v-au însoțit astăzi. Pentru că eu știu că în biserică sunt mulți fii duhovnicești de-a dumneavoastră care s-au bucurat să fie astăzi împreună cu noi și cu dumneavoastră. Le mulțumim și lor. Mulțumim Maicii Domnului pentru că ea ne poartă sub aripile sale ca o cloșcă care își protejează puii. Ea este cea care ne o protejește. Vreau să mulțumesc autorităților, domnului primar și domnului Mircea Budian, care ne-au însoțit astăzi în rugăciune. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, oaspeții de astăzi de la fundătura și tuturor credincioșilor, și în mod special membrilor Consiliului Parohial, Comitetului de Femei și tuturor celor care v-ați implicat în organizarea acestui hram. Mi-am dat seama că odată ce au trecut anii, fiecare dintre dumneavoastră sunteți foarte bine organizați și știți fiecare ce aveți de făcut. Și pentru aceasta vă mulțumesc din tot sufletul și vă felicit. Și nu în ultimul rând, sigur că înainte de a-i mulțumi domnului doctor Silviu, care de fiecare dată vine la noi la biserică, nu-mi zice, dar eu știu, ca la un frate. Mulți preoți îl cheamă pe Silviu să cânte la strană, peste tot merge cu drag, dar la fundătura vine cu cel mai mare drag. Și după ce se termină liturgia, o să-l invit să vină ziua de Crăciun, așa cum ne-am obișnuit. Să vedem dacă mă refuză. Îi mulțumesc din suflet și pentru mine este un frate și dacă ar fi să-i doresc ceva, vreau ca într-o bună zi să slujească la altar. Am zis nu în ultimul rând, îi mulțumesc copilașilor care în fiecare sâmbătă au venit la repetiții, s-au implicat, s-au îmbrăcat astăzi frumos în costum popular, au cântat pentru Maica Domnului și pentru dumneavoastră. Cu toții astăzi ne-am îmbogățit duhovnicește pentru că am învățat să ne dăruim. Dăruiți-vă fiecare zi celor din familie, celor din casă, părinților, copiilor voștri și cu siguranță în suflet veți căpăta multe calități duhovnicești care vor face ca viața să fie mai bună, să fie mai blândă, să fie mai frumoasă pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim tuturor. La sfârșit,